Ce este o fracție? Una sau mai multe părți dintr-un întreg ce a fost împărțit în părți egale reprezintă o fracție. Spre exemplu, dacă întregul va fi împărțit în 8 părți egale, iar noi vom lua în considerare 6 părți, vom avea de-a face cu fracția 6 supra 8. Putem să citim 6 pe 8 sau 6 optim, sunt mai multe moduri de citire. Linia aceasta este linia de fracție, care de fapt înseamnă operația de împărțire. Numărul ce se află sub linia de fracție se numește numitor. Iată, 8 este numitorul. El dă numele fracției respective și ne arată în câte părți egale a fost împărțit întregul, în cazul nostru, în 8 părți. Numărul de deasupra liniei de fracție se numește numărător. 6 este numărătorul. Numărătorul ne arată câte părți din cele 8, în cazul nostru, am numărat, am luat în considerare. Iată, am numărat 6 părți. Fracția 6 supra 8. Comparându-le cu întregul, vom observa că fracțiile sunt de 3 feluri, se clasifică în 3 categorii. Sunt fracții în care numărătorul este mai mic decât numitorul și se numesc fracții subunitare. Spre exemplu, 2 cincimi sau 2 supra 5 este o fracție subunitară. Numărătorul 2 este mai mic decât numitorul 5. Iată, din cele 5 părți egale am luat în considerare numai 2, adică mai puțin decât un întreg. Fracția subunitară este mai mică decât întregul, decât unitatea. O altă categorie este fracția în care și numărătorul și numitorul sunt două numere egale. Putem să spunem 5 cincimi. Iată, am împărțit întregul în 5 părți și le-am numărat pe toate cele 5, adică întregul. Fracția echiunitară este egală cu întregul sau cu unitatea. O altă categorie este cea a fracțiilor în care numărătorul este mai mare decât numitorul. Ea este mai mare decât unitatea și se numește fracție supraunitară. Spre exemplu, 8 supra 5. Am împărțit întregul în 5 părți, dar noi am numărat 8 părți, adică mai mult decât un întreg. Fracțiile supraunitare sunt mai mari decât întregul.